Gheorghe Flutur a declarat în ședința ordinară că în cursul acestui an, din bugetul propriu al Consiliului Județean Suceava, vor fi finanțate mai multe obiective de investiții importante pentru dezvoltarea economică a județului. Președintele Flutur a spus că printre priorități se numără finanțarea lucrărilor la drumurile județene, pentru care se va aloca o sumă totală de 391 de milioane de lei. Drumuri județene. E vorba, în primul rând, de axa Suceava-Iași. Acest proiect care este așteptat, discutat multă lume, pentru cei care vreți să puneți întrebarea în ce fază suntem, Comisia de Evaluare a Ofertelor lucrează pentru evaluare, sper să găsească soluția corectă, legală, transparentă și cea mai bună și rapidă să începem lucrările, dar noi avem sumele de bani prevăzute pentru axă. De asemenea, zona Stulpican, Câmpul Lung, Moldovenesc, acel traseu peste Prihodiște, dorim să-l finalizăm. Inclusiv primăria de la Câmpul Lung, Moldovenesc, are proiect în acest sens, ca să putem face legătura, drum pe care nu s-a mai circulat, din păcate, în ultimii 30 de ani și care este extrem de important din punct de vedere turistic. Humoreni-Bălăceana, la care lucrăm și vom continua anul acesta drumul județean. La Argel avem un pod și o porțiune de drum la capăt acolo, pentru că de la Argel noi, de fapt, dorim să ne legăm cu Valea Brodinii, despre care o să vorbim, mai sunt 8 kilometri, ca să putem face legătura între bazinul Moldovița și Valea Brodinii spre Ulma, spre frontiera cu Ucraina. Pe Angel Saligny, așa, drumul de la aeroport, drumul nou, lucrăm la procedura de expropriere și toată documentația pentru drumul nou. L-am parcurs zilele trecute, drumul care se lege Burdujeniu, Burdujeniu sat de aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, pentru că din ce în ce mai aglomerat singurul drum care merge spre aeroport. Pe Angel Saligny, Valea Brodinii, vă spuneam că noi continuăm asfaltarea la Valea Brodinii și ajungem chiar până la intersecția cu drumul spre Argel și chiar dăm perspectivă spre izvoarele Sucevei. Grănicești, satul mare, un drum pe care e pietruit, unul din puținele drumuri județene care mai e pietruit și pe care îl vom asfalta pe Angel Saligny, Forăști, Manolea, tot modernizare, Horodniceni, Rotopănești, tot modernizare, construcția și consolidarea podurilor și podețelor pe drumul județean de la Puzdra, Frasin-Holda. Noi am modernizat acest drum, dar podurile și podețele trebuie refăcute, acolo e valoare mare și de aceea am obținut aprobare pe Angel Saligny, mai multe poduri și podețe pe acel traseu. Mălin-Borca se lucrează și chiar eu sunt în avans, ne-au promis că anul acesta finalizăm drumul spre Borca, e foarte important. Drumul de la Bilbor, ultima porțiune de 3,6 km. Documentații pentru că s-a finalizat grădinița Coșna și ne mai rămân circa 5 km ca să ajungem în județul Bistrița-Năsăud, spre Valea Someșului, de la Coșna, o legătură extraordinar de importantă cu Ardealul și am dat drumul la documentație și aici.